Bățul de chibrit. Spațiul era negru. Negru de jur împrejur în toate direcțiile. Nu se vedea nimic, nici măcar o stea. Asta nu pentru că n-ar fi existat stele. De fapt, gândul că ar fi fost posibil să nu existe stele pur și simplu nici o stea îi înghețase măruntaele lui Per Hanson. Era vechiul coșmar ce se afla subliminal în mintea tuturor călătorilor spațiali când făceai saltul prin universul tahionilor, cât de sigur erai în privința locului unde vei apărea? Sincronizarea și cantitatea inputului energetic puteau fi oricât de strict controlate, iar fuzionistul tău putea să fie cel mai bun din univers, numai că principiul nedeterminării rămânea suveran și întotdeauna exista posibilitatea, ba chiar inevitabilitatea unui eșec întâmplător iar prin intermediul tahionilor o eroare de grosimea unei foi de hârtie putea însemna o mie de ani lumină. Atunci ce se întâmpla când ajungeai niciunde? Sau cel puțin atât de departe de undeva încât absolut nimic nu-ți mai putea oferi o indicație asupra propriei locații și, de aceea, nimic nu te putea călăuzi înapoi spre undeva. Imposibil, replicau experții. În univers nu exista niciun loc de unde să nu poată fi zăriți cu asari, iar ei erau de ajuns pentru determinarea poziției. În plus, probabilitatea ca în decursul unui salt obișnuit să ajungi în exteriorul galaxiei era de numai 1 la 10 milioane, iar cea de a ajunge în galaxia Andromeda Ormafei 1 era poate de 1 la un quadrilion. Lăsați o baltă, spuneau experții. De aceea, când o navă iese din salt, Revenind la paradoxurile stranii ale tahionilor superluminici la liniștitoarele adevăruri binecunoscute ale tuturor tardionilor, de la coarcii sus la coarcii jos atunci trebuie să se vadă stelele. Iar dacă stelele nu se zăresc înseamnă că te afli într-un nor de praf cosmic. Este unica explicație. În galaxie, de fapt în toate galaxiile spirale, Există regiuni cețoase așa cum odinioară existau și pe pământ în vremea când planeta era unicul cămin al omenirii, nu piesa de muzeu atent păstrat în climat controlat. Hanson era înalt și posac, avea pielea dură și flexibilă, iar ceea ce nu cunoștea despre hipernavele ce brăzdau un lung și în lat galaxia și regiunile din imediata ei apropiere, exceptând tainele fuzioniștilor, nu fusese încă descoperit. Acum stătea singur în cabina comandantului așa cum îi plăcea. Avea la îndemână tot ceea ce era necesar pentru a intra în legătură cu orice bărbat sau femeie de la bord sau pentru a accesa rezultatele oricărui aparat și instrument și plăcea să fie o prezență nevăzută. Totuși, în clipa de față, nimic nu-l mai încânta. Conectă o legătură și rosti. Ceva nou, Strauss? Ne aflăm într-un roi stelar, se auzi glasul lui Strauss. Hanson nu conectase și legătura video. Ar fi însemnat să-și arate chipul și prefera să nu-și dezvăluie privirea alarmată. Cel puțin continuă Strauss așa pare. După nivelul de radiație pe care îl putem recepționa în domeniul infraroșu îndepărtat și al microundelor. Necazul este că nu putem preciza coordonatele pentru a ne localiza poziția. Nicio speranță. Nimic în spectru vizibil? Absolut nimic. Același lucru și în domeniul infraroșu apropiat. Praful e dens ca o melasă. Cât de mare este norul? Imposibil de spus. Poți estima distanța până la marginea cea mai apropiată? Nici măcar ca ordini de mărime. Poate fi o săptămână lumină, pot fi zece ani lumină. Mi-e imposibil să precizez. Ai discutat cu Viluechis? Da. El ce zice? Nu prea multe. Este morocanos. Bineînțeles că privește întreaga situație ca pe o insultă personală. Bineînțeles, uh, Hanson suspină neauzit. Fuzioniștii se comportau ca niște copii și, deoarece ei jucau rolul cel mai spectaculos în zborul spațial, erau tolerați. Bănuiesc că i-ai spus că asemenea lucruri sunt inevitabile și că se pot întâmpla oricând." Exact. Și după cum poți ghici, mi-a replicat." nu și lui X. Atât doar că s-au și petrecut. Ei bine, eu nu pot vorbi cu el. Orice ea spune n-ar însemna decât că încerc să mă folosesc de prerogativele funcției, iar atunci nu vom mai scoate chiar nimic de la el. N-are de gând să pornească colectorul? A zis că nu poate, pentru că s-ar avaria. Cum poți avaria un câmp magnetic? Să nu-i spui chestia asta, mărâi Strauss. Îți va răspunde că este mai degrabă un tub de fuziune decât un câmp magnetic, iar apoi o să te acuze că încerci să-l subestimezi. Da, știu. Uh... Ei bine, mobilizează toate forțele pentru cercetarea norului. Trebuie să existe vreo cale prin care să putem aprecia direcția și distanța până la marginea cea mai apropiată. Întrerupse legătura, apoi se încruntă. Marginea cea mai apropiată. La viteza navei, în raport cu materia înconjurătoare. Era îndoielnic că ar fi cutezat să cheltuiască energia necesară pentru o schimbare radicală a traiectoriei. Intraseră în salt având jumătate din viteza luminii raportată la nucleul galactic din universul tardionic și ieșiseră desigur cu aceeași viteză. Întotdeauna momentul saltului părea să implice un factor de risc. La urma urmelor gândiți-vă că la ieșire vă pomeniți în vecinătate imediată a unei stele spre care vă îndreptați cu o viteză egală cu jumătate din cea a luminii. Teoreticienii negau însă o asemenea posibilitate. Apropierea la o distanță periculoasă de un corp masiv în urma unui salt era improbabilă. Așa afirmau experții. Forțele gravitaționale implicate în salt și în tranziția tardion-tahion tardion se respingeau reciproc datorită însăși naturii lor. Mai exact, tocmai efectul aleatoriu al forțelor gravitaționale nu putea fi determinat în detaliu, cauzând în acest fel nesiguranța salturilor. În plus, spuneau experții, încredeți-vă în instinctul fuzionistului. Un bun fuzionist nu greșește niciodată. Atâta doar că acest fuzionist îi adusese într-un nor E, asta -i. Se întâmplă frecvent. E lipsit de importanță. Știți bine cât de subțiri sunt majoritatea norilor. Nici măcar nu vă veți da seama că vă aflați în unul. Nu și norul acesta, domnule expert. Ba chiar norii sunt buni pentru voi. Colectoarele nu mai trebuie să funcționeze din greu timp îndelungat pentru menținerea fuziunii și înmagazinarea energiei. Nu și norul acesta, domnule expert. Ei bine, atunci bizuiți-vă pe fuzionist. El o să găsească o soluție. Și dacă nu există nicio soluție, Hanson se înfioră înaintea ultimului gând. Se strădui din răsputeri să și-l alunge din minte. Dar cum să nu te gândești la ceva care îți răsună obsedant în minte? Henry Strauss, astronomul navei, se găsea în aceeași stare de deprimare. Dacă se petrecuse o catastrofă, nu putea decât să o accepte. Nimeni de la bordul unei hipernave nu putea ignora complet posibilitatea catastrofei. Erai pregătit pentru ea sau încercai să fii. Deși pentru pasageri era desigur mult mai rău. Însă atunci când catastrofa implica un fenomen pentru studiul căruia ai fi fost în stare să renunți la orice și când constatai că tocmai cea mai de descoperire profesională a vieții era pe punctul de a te ucide, ofta adânc, era voinic și purta lentile cromatice de contact ce atribuiau o falsă culoare și strălucire ochilor care, lipsiți de acest artificiu, s-ar fi potrivit pe deplin personalității sale șterse. Comandantul nu putea face nimic. Știa asta în mod sigur. Comandantul putea fi suveran pe toată nava, dar fuzionistul reprezenta o lege în sine și așa fusese din Până și pentru pasageri se gândi el cu dezgust, Fuzionistul era împăratul căilor spațiale și toți ceilalți păleau ca importanță în fața lui. Problema era una de cerere și ofertă. Calculatoarele puteau determina cantitatea și momentul precis al inputului energetic, ca și locul și direcția exacte dacă termenul direcției avea vreun înțeles în tranziția Tardion-Tahion, dar marja de eroare era uriașă și doar un fuzionist talentat o putea corecta. Nimeni nu știa ce anume îi conferea fuzionistului talentul său. Se năștea cu el, nu-l căpăta. Fuzioniștii însă știau că dețin și cu toții se bizuiau pe știința aceea. Viluechis nu era la fel de scârbos precum alți fuzioniști, deși niciunul nu împingea niciodată lucrurile până la capăt. Cel puțin el și cu Strauss continuau să stea de vorbă, deși Viluechis, fără pic de efort, o cucerise pe cea mai drăguță pasageră de pe navă, în ciuda faptului că astronomul o remarcase primul. Asta făcea oarecum parte din drepturile absolute ale unui fuzionist în acțiune. Strauss îl apelă pe Anton Viluechis. Bărbatul nu-i răspunse imediat, iar când o făcu părutul burat, tras la față și cu ochii triști. Cum merge tubul se interesă Strauss? Cred că l-am deconectat la timp. L-am inspectat și n-am găsit nicio defecțiune. Acum își cercetă el aspectul, trebuie să fac curățenie. Cel puțin este întreg, dar nu-l putem utiliza. S-ar putea să fie nevoie să-l utilizăm, insinuă Strauss. Nu putem spune ce se va întâmpla. Dacă tubul ar fi avariat, n-ar mai conta ce s-ar întâmpla, dar așa dacă vom ieși din nor... Dacă, dacă, dacă... Să-ți mai spun eu un dacă. Dacă voi astronomii nepricepuți ați fi știut că norul era aici, l-aș fi putut evita. Remarca nu avea nicio legătură cu situația lor și ștrau socoli cu băgare de seamă momeala. Este posibil să ieșim din el. Analiza ce spune? Nu-i prea grozavă. Este cel mai dens nor de hidroxil observat până acum. Din câte știu, nicăieri în galaxie nu există o regiune unde hidroxilul să fie atât de concentrat. Hidrogen nu există? Ba da, puțin, cam 5%. Insuficient, comentă Vilui sec. Aici trebuie să mai fie ceva în afară de hidroxil. Ceva care mi-a dat mai multă bătaie de cap. Ați aflat ce anume? A, ah, da, formaldehidă. Formaldehidă depășește hidrogenul. Îți dai seama ce înseamnă asta? Un proces necunoscut a concentrat în spațiu cantități nemai întâlnite de oxigen și carbon. Poate chiar îndeajuns ca să consume complet hidrogenul dintr-un volum de an lumină cubici. Eu nu cunosc și nici nu-mi pot imagina ceva care să explice o asemenea situație. Ce vrei să insinuezi? Că este singurul nor de acest fel din spațiu și că eu am fost atât de prost încât să nimeresc tocmai în el? Nici vorbă de așa ceva vil. N-am spus asta doar mai auzit foarte bine. Dar pentru a ieși de aici depindem de tine. Nu pot solicita ajutorul nimănui, fiindcă nu pot orienta o hiperundă dacă nu știu unde ne aflăm. Uh... Nu pot determina poziția noastră, fiindcă nu pot distinge nici măcar o stea. Iar eu nu pot folosi tubul de fuziune, așa că de ce sunt privit ca un ticălos? Câtă vreme nici voi nu vă puteți face treaba de ce trebuie ca fuzionistul să fie nemernicul. Viluechi clocotea de mânie. Este treaba ta, Strauss. Nu uita asta. Mie spune-mi încotro să îndrept nava ca să colectez hidrogen. Spune-mi unde-i marginea norului. Sau la naiba cu marginea norului. Află unde se termină hidroxil formal de hida asta. Aș vrea să o pot face, zise Strauss, dar deocamdată nu pot descoperi altceva în raza detectoarelor noastre. Nu putem fuziona amestecul ăsta. Știu. Ei bine, rostivii lui Echis amenințător, ăsta e un exemplu al greșelii pe care o face guvernul încercând să legifereze măsurile suplimentare de securitate, în loc să lase lucrurile în seama fuzionistului. Dacă am fi avut energie pentru un salt dublu, am fi scăpat de orice griji. Strauss știa perfect la ce se referea Viluechis. Întotdeauna exista tendința de economisirea timpului prin executarea a două salturi consecutive, dar dacă un singur salt implica anumite riscuri inevitabile, două salturi succesive le multiplicau de nenumărate ori și nici chiar cel mai bun fuzionist nu mai putea face mare lucru. Aproape invariabil, eroarea multiplicată prelungea foarte mult durata călătoriei. Una dintre regulile stricte ale hipernavigației era obligativitatea existenței unei zile întregi de călătorie obișnuită între salturi. Manualul recomanda trei zile. În felul acesta se oferea răgaz suficient pentru pregătirea următorului salt, luându-se toate precauțiile necesare. Ca să se evite încălcarea dispoziției, fiecare salt se executa în condiții ce nu lăsau suficientă energie pentru un al doilea. Colectoarele aveau nevoie de timp ca să adune și să comprime hidrogenul, să-l supună fuziunii și să stocheze energia în vederea inițializării saltului. De obicei, pentru așa ceva era nevoie de minimum o zi. Câtă energie îți lipsește, întrebă Strauss? Nu prea multă. Cam atât răspunse Viluechi, s apropiind degetul mare la o jumătate de centimetru de arătător. Totuși, insuficient pentru salt. Păcat replică sec celălalt. Stocul de energie era înregistrat și se putea verifica, dar fuzioniștii obișnuiau să modifice bazele de date, astfel încât să-și păstreze energie pentru un al doilea salt. Ești absolut sigur? Continuă Strauss. Să zicem că am pornit generatoarele de avarie și am decuplat toate luminile și ventilația și instrumentele și cuvele hidroponice, știu, știu, le-am pus la socoteală și tot n-ajunge. Astea-s măsurile voastre imbecile de securitate. Strauss continua să-și păstreze calmul. Știa, toți o știau, că tocmai gilda fuzioniștilor impusese regulamentul respectiv. Un salt dublu pentru care capitanul putea insista uneori îl punea pe fuzionist într-o situație jenantă. Exista totuși și un avantaj. Datorită călătoriei ce trebuia să se desfășoare între salturi, pasagerii aveau să devină suspicioși și agitația abia peste vreo săptămână, iar până atunci se puteau întâmpla multe. Deocamdată nu trecuse nici măcar o zi. Ești sigur că nu poți face absolut nimic cu sistemul? Insistă el. Poate filtrarea impurităților? Să le filtrez? În primul rând, nu sunt impurități, asta e chestia. În cazul de față, hidrogenul este impuritatea. Fii atent, pentru fuziunea atomilor de carbon și oxigen am nevoie de o temperatură de o jumătate de miliard de grade, poate chiar de un miliard. E imposibil de obținut și n-am de gând să încerc. Dacă o să încerc ceva și o să dau greș, Va fi vina mea, iar eu n-am chef să ajung țapul vostru ispășitor. Tu trebuie să mă duci acolo unde e hidrogenul și n-ai decât să o faci. Pilotează nava către hidrogen. Mie nu-mi pasă cât timp durează. Nu putem crește viteza din cauza densității norului. Iar cu jumătate din viteza luminii am putea călători doi ani sau chiar 20. N-ai decât să găsești tu o soluție. Tu sau comandantul... Disperat, Strauss întrerupse legătura. Pur și simplu nu puteai purta o discuție rațională cu un fuzionist. Cunoștea ipoteza expusă cu toată seriozitatea conform căreia salturile repetate afectau creierul. În decursul saltului, fiecare tardion din materia obișnuită trebuia transformat într-un tachion echivalent, după care revenea la tardionul inițial. Dacă dubla conversiei era imperfectă chiar în detalii infinitezimale, Efectul s-ar fi manifestat într-adevăr mai întâi la nivelul creierului de departe materia cea mai complex organizată care suferise tranziția. Desigur, efectele dăunătoare nu fusese niciodată demonstrate experimental și nicio generație de navigatori de pe hipernave nu păruse a manifesta o asemenea afecțiune odată cu trecerea timpului. Dar poate că tocmai ceea ce se găsea în creierele fuzioniștilor și care le conferea calitățile respective, permițându-le să se bazeze exclusiv pe intuiție și să depășească cele mai bune calculatoare, era extrem de complex și, de aceea, extrem de vulnerabil. Prostii, vorbe goale, fuzioniștii nu erau decât niște râzgâiați. Strauss șovăi, trebuia oare să încerce să o contacteze pe Sheryl? Ea era singura care ar fi putut liniști spiritele și, odată ce i-ar fi cântat în strună lui Vil, acesta s-ar fi putut gândi la o modalitate prin care să pună în funcțiune tuburile în ciuda hidroxilului. Era oare cu adevărat convins că Viluechi s-o putea face indiferent de circumstanțe? Sau încerca să evite gândul unei călătorii de ani întregi? Bineînțeles, hipernavele erau pregătite pentru o asemenea eventualitate, dar ea nu se vise niciodată, iar membrii echipajelor, cu atât mai puțin pasagerii, nu erau în niciun caz pregătiți. Însă dacă ar fi discutat cu Sheril, ce ar fi putut spune ca să nu sunea ordin de seducere? Nu trecuse decât o zi și încă nu se simțea în stare să joace rolul de proxenet pentru fuzionist. Să aștepte. Cel puțin o vreme. Viluechi se încruntă. După baie se simțea ceva mai bine și era încântat că fusese ferm cu Strauss. Tipul nu era băiat rău, dar precum toți ceilalți, comandantul, echipajul, pasagerii, toți proștii non-fuzioniști din univers, dorea să evite responsabilitatea. Fuzionistul să tragă la jug. Era o melodie veche, veche de când lumea, iar el nu intenționa să mai joace după ea. Vorbele acelea despre călătoria ce putea dura ani de zile nu reprezenta decât o modalitate de a încerca să-l sperie. Dacă și-ar fi pus cu adevărat mințile la contribuție, ar fi putut determina marginile norului și cea mai apropiată dintre ele. Ar fi fost prea din calea afară să afirme că nimeriseră chiar în centru. Bineînțeles, dacă în urma saltului ieșiseră lângă o margine, iar acum se îndreptau spre cea opusă, fuzionistul se sculă și se întinse. Era înalt și sprâncenele îi atârnau peste ochii a iduma unor tende. Să presupunem că ar fi trebuit să călătorească preț de câțiva ani. Nici o hipernavă nu zburase atât de mult. Durata maximă fusese de 88 de zile și 13 ore și asta se întâmplase atunci când o navă descoperise că se afla într-o poziție nefavorabilă față de o stea difuză și fusese silită să se îndepărteze cu viteze ce ajunseseră la peste 90 din cea a luminii înainte să fie ajuns la o distanță rezonabilă pentru salt. Echipajul supraviețuise și călătoria durase un sfert de an. Evident, 20 de ani, era însă cu totul imposibil. Lumina de avertizare clipi de trei ori înainte ca Viluechis să o remarce. Dacă într-adevăr comandantul se hotărâse să-i vorbească direct, avea să plece mult mai rapid decât venise. Anton? Glasul era dulce, insistent și o parte a nemulțumirii sale se risipi. Lăsă ușa să gliseze în canat și șeril pătrunse în cabină. Ușa se închise înapoi a ei. Tânăra avea în jur de 25 de ani, ochi verzi, bărbie fermă, păr roșu mat și un corp superb care nu se ascundea sub prea multe veșminte. Anton repetă ea, s-a întâmplat ceva? Viluichis nu fusese chiar atât de luat prin surprindere ca să recunoască adevărul. Până și un fuzionist știa foarte bine că pasagerii nu trebuiau să afle nimic. Cât de puțin. Ce te face să crezi asta? Așa spunea un pasager, un bărbat pe nume Martand. Martant, de ce-ți pierzi vremea ascultându-i pe toți nebunii? Continuă el suspicios. Cine este și cum arată? Sheryl surâse imperceptibil. Un bărbat cu care am legat o conversație în salon. Are în jur de 60 de ani și pare destul de inofensiv, deși îmi închipui că asta nu l încântă. Dar problema este alta. Nu se vede nicio stea. Toți și-au dat seama de acest lucru, iar Martand a spus că e semnificativ. Așa a zis. Păi, traversăm un nor de praf cosmic. În galaxie există o sumedenie de nori și hipernavele îi străbat cu regularitate. Da, însă Martin mai zice că în nori obișnuiți se pot distinge stelele. Ce știe el? Este vreun veteran al spațiului sau ce? Nu recunosc șeril. Mi se pare că-i prima lui călătorie. Totuși, pare să știe o mulțime de chestii. Sunt convins. Auzi, știi ce? Du-te și spune-i să-ți țină fleanca. Pentru așa ceva poate fi trecut la izolare. Și nici tu să nu mai repeți asemenea istorii. Sheryl își lăsă capul pe un număr și îl cercetă cu atenție. Să fiu sinceră, Anton, te comporți ca și cum ar exista o problemă. Martand ăsta, lui Martand, e un tip interesant. Este profesor de științe generale la gimnaziu. La gimnaziu. Dumnezeule, Sheryl, ar trebui totuși să-l asculți. Spune că a învăța pe copii este una dintre rarele profesiuni în care trebuie să cunoști câte puțin din toate domeniile, deoarece puștii pun întrebări și își dau seama dacă ești un ignorant. Perfect. Poate că și specialitatea ta ar trebui să fie depistarea impostorilor. Sheryl, te rog, du-te și spune-i să -ți țină gura. Dacă nu va trebui să o fac eu. Bine. Dar mai întâi... Este adevărat că traversăm un nor de hidroxil și că tubul de fuziune nu funcționează? Gura lui Viluechis se deschise, apoi se închise lent. După o vreme, el întrebă. Cine ți-a spus chestiile astea? Martant. Gata, am plecat. Nu o opri Viluechis brusc. Mai stai puțin. Câți oameni au mai auzit povestea asta? N-a mai spus-o nimănui. A precizat că nu dorește să stârnească panică. Întâmplător eu mă aflam acolo când i-a venit ideea și probabil că n-a putut rezista să nu destăinuie și altuia. Știe că mă cunoști? Fruntea fetei se încreți ușor. Cred că i-am pomenit ceva. Viluechi spufni iritat. Să nu crezi că bătrânul ăsta nebun pe care l-ai agățat intenționează să-ți arate ce deștept este. Prin intermediul tău vrea să ajungă la mine. Nici vorbă-l contrazise șeril. Din potrivă, a insistat să nu-ți suflu niciun cuvânt, știind bineînțeles că vei veni imediat la mine. De ce ar fi dorit una ca asta? Ca să mă umilească. Știi ce înseamnă să fii fuzionist? Știi ce înseamnă ca tot să te urască să fie împotriva ta, tocmai fiindcă ești atât de necesar, fiindcă ești... Totuși, ce legătură au astea cu cazul de față? Dacă Martant n-are dreptate, cum poți fi umilit? Iar dacă are dreptate... Are dreptate Anton? Spune-mi exact ce anume a zis. Nu sunt sigură că mi-amintesc chiar totul, replică Sheryl gânditoare. S-a întâmplat după ieșirea din salt uh, câteva ore mai târziu. Deja cam toți pasagerii vorbeau numai despre absența stelelor. În salon se spunea că în curând ar trebui să urmeze alt salt, pentru că ce fel de călătorie prin spațiu este una fără stele. Evident, știam că trebuie să treacă cel puțin o zi. Apoi a apărut martant Mazărit și s-a apropiat ca să-mi vorbească. Cred că mă place. Eu cred că nu-l plac mării lui echis Continuă. I-am spus că era destul de anost fără panoramă și el a replicat că vom rămâne așa multă vreme, dar a apărut îngrijorat. Evident, l-am întrebat de ce credea asta și mi-a răspuns că tubul de fuziune fusese decuplat. De unde aflase? Mi-a explicat că într-una din toaletele pentru bărbați se putuse auzi un zumzet graf care acum încetase. Am mai spus că în sala de jocuri un perete al dulapului cu seturile pentru șac se încălzea de la tubul de fuziune, dar acum locul era rece. Astea erau dovezile pe care se bizuia? Șerii îi ignoră întrebarea și urmă. A mai spus că stelele nu se vedeau, fiindcă ne găseam într-un nor de praf și tuburile de fuziune trebuiseră să fie decuplate pentru că nu mai exista hidrogen pe care să-l colecteze. A adăugat că probabil energia existentă nu ajungea pentru inițializarea altui salt, iar dacă începeam să căutăm hidrogen, puteam călători ani de zile până ieșeam din nor. Încurcătura fuzionistului devenise feroce. Este un individ care răspândește panică. Știi că asta nu răspândește panică. M-a rugat să nu mai spun nimănui tocmai ca să nu alarmez pasagerii și pentru că oricum nu se va mai întâmpla nimic. Mi-a povestit mie deoarece abia își formulase ipoteza. Era extrem de surescitat și trebuia neapărat să vorbească cu cineva. Dar a mai spus că exista o soluție simplă de ieșire din impas, iar fuzionistul știa pe semne ce are de făcut, de aceea nu exista niciun motiv de îngrijorare. Dar întrucât tu ești fuzionistul, mi se pare că trebuie să te întreb dacă Martand a avut dreptate în privința norului și dacă te-ai ocupat cu adevărat de rezolvarea problemei. Profesorașul ăla al tău nu se pricepe la nimic scrâșnivii lui Echis. Să te ții departe de el. Apropo, a spus și care era așa zisa soluție simplă? Nu, ar fi trebuit să-l întreb? Nu, de ce să-l fi întrebat? Ce știe el? Deși, bine, întreabă -l. Sunt curios ce-i trece prin minte idiotului. Întreabă-l. Nici o problemă în cuvință din cap Cheryl. Dar avem necazuri? Ce-ar fi să-l așa asta în seama mea? Replică scurt Vilu Echis. N-avem necazuri până nu o spun eu. După ce fata ieși, rămase multă vreme privind ușa ce se închise în urma ei furios și neliniștit. Ce intenționa acest martran profesorașul cu presupunerile lui norocoase? Dacă în cele din urmă avea să fie necesară o călătorie prelungită, pasagerii trebuiau avertizați cu precauție, altfel n-ar fi supraviețuit niciunul. Iar cu Marta strigând în gura mare, aproape cu ură, Viluechi s-a păsă combinația de taste ce urma să-i facă legătura cu comandantul. Marta era zvelt și cu înfățișare plăcută. Buzele lui păreau mereu gata să zâmbească, deși o sobrietate politicoasă îi se citea pe chip și în gesturi. O sobrietate cumva răbdătoare ca și cum s-ar fi așteptat permanent ca interlocutorul său să spună ceva cu adevărat important. Am discutat cu domnul Viluechis, rostișeril. Știi, el este fuzionistul. I-am povestit tot ce mi-ai spus. Marta -mi păru șocat și clătină din cap. Mă tem că n-ar fi trebuit să faci asta. Într-adevăr, n-a fost prea încântat. Normal." Fuzioniștii sunt indivizi cu totul special și nu le place ca niște intruși să se... Mi-am dat seama. Totuși a insistat că n-ar trebui să ne facem griji. Bineînțeles că nu. Încuvință Marta luând în mâna fetei și bătând-o cu un gest liniștitor, dar fără să-i mai dea drumul după aceea. Ți-am spus că există o soluție simplă. Probabil că fuzionistul o aplică chiar acum. Deși bănuiesc că s-ar putea să mai treacă nițeluși până se va gândi la ea. La ce să se gândească? Sheryl schimbă imediat tonul și întrebă calm. De ce să nu se fi gândit la ea dacă dumneata ai făcut-o deja? Vezi dumneata, domnișoară, el este un specialist. Specialiștii gândesc în limitele propriei specializări și le vine foarte greu să le depășească. Cât despre mine, eu nu îndrăznesc să apelez la rutine. Atunci când fac o demonstrație în fața clasei, trebuie să improvizez în majoritatea cazurilor încă n-am găsit o școală care să dețină microreactoare cu protoni, iar cu ocazia excursiilor în natură am fost nevoit să construiesc un generator electric cu petrol lampant. Ce e acela petrol lampant? Întrebă Sheril. Martant chicotipă rând încântat. Vezi? Oamenii uită. Petrolul lampant este un soi de lichid inflamabil o sursă de energie încă și mai primitivă pe care am folosit-o de multe ori a fost focul din lemne ce trebuie inițializat prin frecare. Ai văzut așa ceva? Ei un băz de chibrit, Sheryl îl privea nedumerită așa că bărbatul continuă tolerant. N-are importanță. Încerc doar să-ți explic că fuzionistul tău va trebui să se gândească la ceva mai primitiv decât fuziunea, iar asta va dura puțin tel. Cât despre mine sunt obișnuit să lucrez cu metode primitive. Știi de pildă ce se găsește acolo? Indică hubloul prin care nu se distingea absolut nimic. De altfel, era principalul motiv pentru pustietatea din salon. Un nor. Un nor de praf cosmic. Da, dar ce compoziție are? Elementul care se găsește întotdeauna peste tot este hidrogenul. El constituie materia primordială a Universului și hipernavele depinde existența lui. Nici o navă nu poate transporta îndeajuns combustibil ca să execute salturi repetate ori să accelereze până la viteza luminii și apoi să decelereze în mod repetat. Din această cauză trebuie să colectăm combustibilul din spațiu. Știi, m-am întrebat mereu în legătură cu asta. Crezusem că spațiul este gol. Aproape gol, draga mea. Iar aproape sună la fel de bine ca un ospăț. Când călătorești cu 150.000 de km pe secundă, poți colecta și comprima destul hidrogen chiar dacă într-un centimetru cub există numai câțiva atomi. Iar cantitățile mici de hidrogen fuzionând permanent ne asigură toată energia necesară. De obicei, hidrogenul este mai dens în interiorul norilor, totuși impuritățile pot ridica probleme așa cum este cazul de față. De unde îți dai seama că are impurități? De ce altfel ar fi decuplat domnul Viluechis tubul de fuziune? După hidrogen, elementele cele mai răspândite în univers sunt heliul, oxigenul și carbonul. Dacă pompele de fuziune s-au oprit, înseamnă că înregistrăm un deficit de combustibil, adică de hidrogen, la care se adaugă prezența altor elemente ce pot avaria sistemul de fuziune. Nu poate fi vorba despre heliu care e inofensiv, dar ar putea fi grupări de hidroxil o combinație oxigen-hidrogen. Înțelegi? Cred că da, în cuvință Sheryl. La colegiu am urmat un curs de științe generale și îmi mai amintesc câte ceva. În realitate, praful este format din grupuri de hidroxil atașate de grăunțe solide. Hidroxilul poate fi de asemenea liber în stare gazoasă. În cantități moderate, nici el n-ar trebui să fie periculos pentru sistemul de fuziune. Cu adevărat, primejdioși sunt compușii carbonului. Dintre ei cel mai probabil pare să fie formaldehida și aș îndrăzni să estimez că, în cazul nostru, proporția formaldehidă-hidroxil este de 1 la 4. Acum ai înțeles? Nu, compușii aceștia nu fuzionează. Dacă îi încălzești la o temperatură de câteva sute de milioane de grade, ei se disociază în atomi independenți, iar concentrația de oxigen și carbon va distruge pur și simplu sistemul. De ce să nu-i folosim însă la temperatura obișnuită? După comprimare, hidroxilul se va combina cu formaldehida într-o reacție chimică ce nu afectează sistemul. Sunt sigur că un bun fuzionist poate modifica sistemul pentru a produce o reacție chimică la temperatura camerei. Energia reacției poate fi înmagazinată și după o vreme va fi suficientă pentru a inițializa un salt. Nu-mi este deloc clar se plânse șeril. Energia produsă de reacțiile chimice este infimă pe lângă cea degajată prin fuziune. Ai dreptate, scumpo, dar nici nu ne trebuie foarte multă. Saltul anterior nu ne-a lăsat suficientă energie pentru un al doilea salt imediat. Astea sunt dispozițiile. Fac însă prin soare ca amicul dumitale fuzionistul a avut grijă să nu-i lipsească prea multă energie. Cam așa procedează ei de obicei. Cantitatea necesară pentru inițializare poate fi obținută din reacții chimice obișnuite. Apoi, odată ce un salt ne va scoate din nor, o călătorie normală de vreo săptămână prin spațiu va reumple rezervoarele energetice și vom putea continua fără griji. Desigur, Marta îndâși zbârli sprâncenele și ridică din numeri. Ce anume? Desigur, reloi el, dacă din cine știe ce motiv domnul Viluechis va întârzia lucrurile, s-ar putea i vine cazuri. Fiecare zi cu care întârziem saltul înseamnă un consum de energie datorat activităților curente din navă și, după un timp, reacțiile chimice nu vor mai fi capabile să asigure energia necesară inițializării. Eu sper că nu va aștepta prea mult. Păi, de ce nu îi spui? Chiar acum! Martant clătină din cap! Să dau lecții unui fuzionist? N-aș putea face asta scumpo. Atunci o voi face eu. A, nu! Sunt sigur că va găsi și singur soluția. De fapt, sunt gata să fac un pariu cu dumneata domnișoară. repetă exact ce am discutat noi și mai spune că ți-am zis că el a descoperit deja soluția și că tubul de fuziune a început să funcționeze. Desigur, dacă eu câștig... Uh... Bărbatul surâse. Sheryl zâmbi și ea. Am pornit. Martand privi gânditor după fata care plecase grăbită. Nu-și bătea capul prea mult cu posibilele reacții ale lui Viluechis. Nu se arătă deloc surprins când unul dintre membrii corpului de gardă al navei se ivica din senin și rosti. Vă rog să mă însoțiți, domnule Martand. Vă mulțumesc că m-ați lăsat să termin. Răspunse calm profesorul. Mi era teamă că nu veți face. Trecură mai bine de șase ore înainte ca lui Martan să îi se permită să-l vadă pe comandant. Întemnițarea sa, așa cum o considera, însemna o izolare absolută fără să fie oprimatoare. Iar atunci când îl primi, comandantul părea obosit, totuși nu ostil. Mi s-a raportat, începu Hanson, că răspândiți zvonuri menite să trezească panică în rândul pasagerilor. Acuzația este una dintre cele mai grave. Am vorbit cu un singur pasager, domnule, și am făcut-o din motive temeinice. Același lucru l-am bănuit și noi. V-am pus imediat sub supraveghere și am aici un raport destul de amănunțit despre conversația pe care a purtat-o cu domnișoara Cheryl. A fost cea de-a doua conversație cu subiect similar. Da, domnule, s-ar părea că urmăreați ca ideile conversației să fie transmise domnului Viluechis. Da, domnule, nu v-ați gândit să discutați direct cu domnul Viluechis? Mă îndoiesc că m-ar fi ascultat, domnule. Atunci, de ce n-ați venit la mine? Poate că m-ați fi ascultat, dar cum i-ați fi transmis informațiile domnului Viluechis? Într-un astfel de caz ar fi trebuit să recurgeți tot la serviciile domnișoarei Winter. Fuzioniștii au și ei slăbiciuni. Comandantul în cuvință cufundat în gânduri, apoi își continuă interrogatoriul. Ce așteptat să se întâmple atunci când domnișoara Winter avea să-i transmită informația domnului Viluechis? Am sperat, răspunse Martant, că domnul Viluechis va fi mai puțin iritat de prezența domnișoarei Winter că se va simți mai puțin amenințat. Am mai sperat că va afirma că ideea era banală, că se gândise de mult la ea și că, într-adevăr, colectoarele funcționau deja în scopul declanșării reacțiilor chimice. Apoi, după ce scăpa de domnișoara Winter, și mi-am închipuit că o va face rapid, putea porni colectoarele, raportându-vă totul, domnule, mai puțin referirile la mine sau la domnișoara Winter. Nu v-ați gândit că ar putea respinge ideea ca nefuncțională? Există această posibilitate, dar n-a fost cazul. De unde știți? Pentru că la jumătate de oră după ce am fost reținut, Luminile din cabina în care fusese închis s-au pălit perceptibil și n-au mai revenit la intensitatea anterioară. Am bănuit că, în întreaga navă, consumul energetic fusese redus la maximum, și am presupus că Viluechis punea totul la bătaie, astfel încât reacțiile chimice să creeze suficientă energie pentru inițializare. Comandantul se încruntă. Ce v-a făcut să fiți atât de siguri că îl puteți manipula pe domnul Viluechis? În mod sigur n-ați mai lucrat cu alți fuzioniști? O, domnule comandant, dar sunt profesor de gimnaziu. Am lucrat cu alți copii. Pentru o clipă comandantul în lemnie, apoi expresia îi se relaxă lent într-un surâs. Îmi sunteți simpatic, domnule Martand, vorbi el. Dar asta nu vă ușurează cu nimic situația. Din câte vă pot spune previziunile dumneavoastră s-au îndeplinit exact așa cum ați apreciat. Știți însă ce a urmat? sper să-mi spuneți. Domnul Viluechi s-a trebuit să evalueze sugestia dumneavoastră și să decide imediat dacă era practică. A fost nevoit să execute o serie de reglaje fine ale sistemului pentru a permite desfășurarea reacțiilor chimice fără să afecteze posibilitatea fuziunilor viitoare. A trebuit să determine viteza maximă la care reacțiile puteau avea loc în condiții de securitate, Cantitatea de energie ce urma să fie înmagazinată momentul când se putea încerca inițializarea, felul și natura saltului. Toate acestea trebuiau să fie făcute rapidă, și doar un fuzionist le putea determina. Mai precis, nu oricare fuzionist, însă domnul Viluechis este unul de o valoare excepțională. Ați înțeles? Destul de bine. Comandantul privi ceasul mural și dezopaciză hubloul. Era negru așa cum fusese de aproape două zile. Domnul Viluechis m-a informat asupra orei la care va încerca inițializarea saltului. El bănuiește că va reuși, iar eu am încredere în judecata lui. Dacă dă greș, observă sumbru martant, ne-am putea trezi exact în același loc însă lipsiți de orice fărâmă de energie. Știu asta în cuvință Hanson, și fiindcă este posibil să încercați o anume responsabilitate pentru infiltrarea ideii în mintea fuzionistului, m-am gândit că poate veți dori să participați alături de mine la cele câteva momente de suspans. Ambii bărbați amuțiră privind hubloul în vreme ce se scurseră secunde, apoi minute. Hanson nu menționase ora când urma să fie încercat saltul, iar Martant nu putea spune cât de iminent era momentul respectiv sau dacă nu cumva trecuse putea doar să-și mute privirea ocazional și pentru scurt timp asupra chipului comandantului care păstra o inexpresivitate deliberată. Apoi simți o stranie smulgere internă ce dispăru aproape imediat a idoma unei pulsații a peretelui abdominal. Făcuse răsaltul. Stelele! Șopti Hanson cu adâncă satisfacție. Cubloul fusese invadat de o explozie stelară și în clipa aceea Marta nu-și putu reaminti să fi văzut o priveliște mai minunată în toată viața lui. Și la momentul exact adăugă comandantul. O treabă excelentă. Acum suntem cu energia la zero, dar în una până la trei săptămâni ne vom reface complet stocurile, iar până atunci pasagerii vor avea ce privi. Martin se simțea prea amețit de ușurare ca să mai aibă puterea să vorbească. Ei bine, domnule Martant, se răsuci Hanson spre el, ideea dumneavoastră a fost corectă. S-ar putea afirma că a salvat nava și pe toți cei din interiorul ei. S-ar mai putea afirma că și domnului Viluechis i-ar fi trecut în scurt timp prin minte. Nu vor urma însă absolut niciun fel de discuții în legătură cu aceste circunstanțe, fiindcă rolul dumneavoastră nu poate fi dezvăluit. Domnul Viluechis a făcut totul. A fost o acțiune măreață de pură virtuozitate, chiar dacă am luat în considerație faptul că este posibil ca dumneavoastră să-i fi declanșat acțiunea. Domnul Viluechis va fi felicitat și probabil chiar decorat. Dumneavoastră nu veți primi nimic. Martant tăcu câteva clipe apoi spuse. Înțeleg. Un fuzionist este indispensabil pe când eu sunt o cantitate neglijabilă. Dacă mândria domnului Viluechis este afectată într-o măsură infimă, el poate deveni inutilizabil și nu vă puteți permite să-l pierdeți. În privința mea, ei bine, fie cum doriți. La revedere, domnule comandant. Nu încă îl opri, Hanson. Nu putem avea încredere în dumneavoastră. Promit să nu suflu o vorbă. Poate că intenționați să vă țineți de cuvânt, dar e posibil să se întâmple tot felul de lucruri. Nu putem risca. Pentru restul călătoriei veți fi obligat să rămâneți în arest. De ce? Se încruntă, martand. V-am salvat pe toții, și blestemata de navă, și pe fuzionist, tocmai de aceea, pentru că ne-ați salvat. Asta-i soluția. Și unde-i dreptatea? Comandantul clătină încet din cap. Trebuie să recunosc că dreptatea reprezintă un lux tot mai rar pe care nu ni-l putem permite întotdeauna. Nu puteți nici măcar reveni în cabina dumneavoastră. Pe toată durata călătoriei nu veți vedea pe nimeni. Martand își frecă bărbia cu un deget. Domnule comandant, sper că nu veți aplica hotărârea, plitera, mă... Mă tem că da, pentru că mai există o persoană care ar putea să scape vreo vorbă. Accidentală, fără nicio intenție rea. Ar fi bine să o aduceți în arest și pe domnișoara Winter. Ca să dublez astfel nedreptatea? Necazurile se uită mai ușor în doi, spuse Martand. Iar comandantul zâmbi. Poate că aveți dreptate.